La Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17. Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17. Spune cuvântul lui așa. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintele la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în ceri. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, că de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să zică, iată că ne-am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Amin. Să luăm loc. Mulțumesc. Știam eu că ceva e în neregulă. Iubiți frați și surori, mă bucur să ne revedem în formula aceasta. E ceva vreme de când nu ne-am văzut. Sunt împreună cu soția, cu Angelica. Și ne-a fost dor să venim împreună cu dumneavoastră. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Este o binecuvântare să stăm înaintea cuvântului Dumnezeu, să stăm la părtășie, să ne bucurăm în rugăciune, să ne bucurăm în cântare și mai mult să stăm în fața cuvântului Dumnezeu. În perioada în care nu ne-am văzut, poate vă întrebați ce mai facem, suntem așa, în mâna lui Dumnezeu, între minus și plus. Fiecare zi este o provocare, încercăm să ducem lucrarea, chemarea, să ne ducem drumul spre un cer și un pământ nou, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Viața aceasta sub călăuzirea lui Dumnezeu, pot spune că au fost și vremuri mai bune, cu siguranță Dumnezeu a fost cu noi și este cu noi. Am trecut prin mai multe evenimente, trecem în continuare printr-o perioadă de refacere, dar cu ajutorul lui Dumnezeu stăm în brațele Lui prin mila lui Dumnezeu, prin harul Lui. Poate anul trecut, poate ați auzit, cea mai mare, să spunem așa, provocare pe care am avut-o anul trecut a fost că am avut un accident de mașină, o daună totală, o mașină ne-a lovit din față,
Slavă Domnului că la un accident care ar fi putut fi mortal, am ieșit toți pe picioare din mașină și asta a fost un semn din partea lui Dumnezeu că încă mai are de lucru cu noi. Nu suntem gata. Că probabil dacă am fi fost gata, în momentul acela ne-am fi dus toți trei. Ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să se folosească de noi, să ne țină în brațe și mai mult să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu în lucrarea aceasta pe care am început-o și pe care o știți și dumneavoastră foarte bine, Prodocens Media. Anul acesta împlinim 10 ani și cu ajutorul lui Dumnezeu am vrea să facem o sărbătoare. Inițial mă gândeam că poate o facem în luna mai, tehnic este imposibil, dar dacă Domnul va fi de partea noastră și lucrurile vor merge așa cum vor trebui să meargă, în toamnă va trebui să facem o sărbătoare în care să-i dăm slavă Domnului pentru lucrarea aceasta la care ne-a chemat împreună cu familia, cu toți cei cu care am colaborat și lucrăm în continuare, să îi mulțumim Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat și nouă o parte din această lucrare de a duce cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Mulțumim pentru rugăciuni, mulțumim pentru mesaje, pentru gânduri și vreau să spun că, deși nu ne-am văzut, noi vă urmărim și ne dorim să revenim la obiceiul nostru plăcut și acela de a veni duminica seara la Betel. Asta a fost o bucurie, noi ne simțim ca aici, ca acasă și... este ceva la care ne lipsește prezența dumneavoastră la părtășie. Ne bucurăm foarte mult când suntem împreună. Acum, haideți să ne uităm puțin la cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în seara aceasta. Este o pildă foarte cunoscută, o întâmplare din perioada în care Domnul Hristos a umblat pe pământul acesta și atunci când vorbim despre tânărul bogat, despre pilda aceasta, pe care ați auzit-o și ați citit-o de foarte multe ori, cu siguranță și predice ați auzit foarte multe și știți cam despre ce este vorba. Dar în seara aceasta vreau să ne uităm la un aspect pe care uneori, să spunem, îl uităm sau știu eu, chiar dacă ne-l aducem aminte, trecem repede peste el și din când în când mai trebuie să ne-l aducă cineva aminte. Dumnezeu, fie prin gura cuiva, fie chiar citind cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte de ființa noastră umană, de ceea ce suntem și ceea ce suntem în mâna lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă provoc în seara aceasta, haideți să facem un exercițiu. Gândiți-vă câteva zeci secunde sau cât puteți dumneavoastră la ceva care considerați că vă lipsește. De fapt, titlul predicii din seara aceasta este Ce-ți mai lipsește? Dacă facem un exercițiu uman la ce m-ați întrebat pe mine sau fiecare dintre noi, dacă deschid frigiderul, știu ce lipsește. Dacă deschid, știu eu, ușa la apartament, știu ce mai lipsește. Și fiecare dintre noi avem, din punct de vedere acela material, o listă întreagă cu lucruri care ne lipsesc sau cu multe, să spunem, dorințe de ale noastre pe care le avem undeva într-o listă pe care ne din când în când ne aducem aminte și care, la care poate chiar lucrăm ca în viitorul îndepărtat sau măcar îndepărtat sau poate chiar apropiat să-l îndeplinim, să-l avem, să le avem pe lista aceasta de împliniri. Și de multe ori atunci când ne gândim la ceea ce ne lipsește, dacă suntem sinceri, ne dăm seama că de multe ori cădem în păcatul acesta al nemulțumirii, al dorințelor neîmplinite, a ceea ce poate alții au și noi nu avem, sau a ceea ce alții fac și noi nu facem, a multe lucruri pe care cei din jurul nostru, cei pe care îi cunoaștem, le au, se bucură de ele și noi ni ne-am fi dorit și nu le putem avea. Asta e pe plan uman, omenesc, material. Când vorbim despre lucrurile spirituale, haideți să fim sinceri la fel și să ne facem o listă cu ceea ce ne lipsește.
Ne uităm fiecare dintre noi la viața noastră și nu trebuie să facem, să spunem așa, o analiză foarte adâncă. Haideți să ne comparăm doar cu ceea ce spune Apostolul Pavel despre roada Duhului Sfânt. Vom descoperi, așa, sincer vorbind, înaintea lui Dumnezeu, că de multe ori ne lipsește dragostea, că de multe ori ne lipsește bucuria, că de multe ori ne lipsește pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, chiar credincioșia, blândețea, uneori și înfrânarea poftelor, și lista ar putea continua. Tema aceasta pe care o discutăm înaintea dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, este despre ce ne mai lipsește. Și plecăm de la textul acesta în care un tânăr, un fruntaș, un tânăr care spune cuvântul lui Dumnezeu, a alergat ca să ajungă la Domnul Hristos și a îngenunchiat înaintea lui, l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și pe lângă faptul că termenul acesta de bun, noi știm că oricât de treabă am fi noi, cât de cum se cade, cum spunem noi, cât de amabil, cât de prietenoși, omul prin natura lui nu este bun, este îndreptat spre rău. Dacă lași pe om să facă ceva prin natura existenței lui, va face întotdeauna rău. Ca să facem bine, va trebui să facem un efort. Dar dacă suntem noi în natura noastră, ne lăsăm duși de direcția pe care o avem în ADN-ul nostru, da? În identitatea noastră păcătoasă, cu siguranță vom face rău. Și puteți vedea asta la copii. Da? Dacă nu-i educăm, ei din star vor face întotdeauna ce nu trebuie să facă. Și acesta, după ce spune, îi spune: pentru ce mă numești? Nimeni nu este bun decât Dumnezeu și într-adevăr Dumnezeu este Cel care este bun. Și mai mult îi spune la un moment dat că cunoști poruncile. Să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, etc. Da? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și spune, el a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintele și i-a spus, l-a iubit și i-a spus: îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vină, ia crucea și urmează-mă. Dacă te-ar întreba pe noi astăzi cineva ce să fac ca să fiu mântuit, cei care sunteți implicați în misiune, cei care mărturisiți, aveți abilitatea asta de a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu poate mai ușor decât alții, cei care nu aveți jena de a vă angrena în discuții, cei care aveți, să spunem, abilitatea aceasta, îndrăzneala aceasta care vine prin Duhul Sfânt, de a intra în vorbă cu oamenii și de a le mărturisi Evanghelia, cu siguranță la un moment dat în timpul acestei discuții ajunge și la întrebarea aceasta: ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Am văzut că în ultima perioadă au fost mai multe evenimente aici în Betel și slavă Domnului pentru lucrul acesta, e o mare lucrare, da? Tineret, surori și alte evenimente. Cu siguranță ați fost încurajați să aduceți și invitați. Și au fost și invitați. Să aduceți pe cineva pe care poate îl invitați de mai multă vreme și atunci când e ceva poate mai special, un eveniment, o conferință, o întâlnire mai specială în care pe lângă faptul că ne bucurăm împreună, poate se lasă și cu agapă și ai tendința de a invita și pe cei pe care îi doresc să fie cu tine. Și cu ocazia asta le prezint și partea aceasta a ceea ce înseamnă pentru tine mântuirea și cum se ajunge la ea. La întrebarea pe care tânărul acesta o pune Domnului Hristos: ce să fac ca să fiu mântuit? În Matei, dacă
Vă uitați același text, întrebarea este mai directă. Spune ce bine să fac. Un om care vine din zona aceasta a legii, a sutelor de reguli, și pentru noi oameni este foarte ușor să facem o listă cu 1, 2, 3, 100 de reguli și spunem fă asta, fă asta, fă asta și vei fi mântuit sau vei putea ajunge undeva. Și acest om tânăr care era bogat, era probabil moștenise o avere, pentru că în tinerețe era cam greu să muncească atât. Ați văzut și astăzi, sunt tineri care moștenesc averi. Vârsta nu poate confirma faptul că au muncit sau au făcut ceva deosebit ca să ajungă la o anumită stare financiară, dar avea o stare în care, pe lângă faptul că o ducea foarte bine din punct de vedere a situației materiale, era și un om foarte credincios conform legii iudaice din vremea respectivă. Pe lângă cele 10 porunci, știți că legea mai avea și tot felul de capitole, tot felul de tradiții, tot felul de, să spunem așa, de chestii în detaliu pe care evreii credincioși le ascultau fără să se abată de la ele. Și tânărul acesta era unul dintre acei tineri pe care ai vrea să-i ai în biserică sau acei copii pe care ai vrea să-i ai acasă. Unul care nu ți iese din cuvânt, care face exact ce trebuie să facă cineva. Îi se dă, ești în casa mea, ăsta este setul de reguli, până ajungi la vârsta de 18 ani, faci asta, asta și totul va fi bine. Da? Încercați, o să meargă? Nu. În adunarea lui Dumnezeu e cam la fel. De aceea, încercăm să fim creativi, încercăm să facem programe, încercăm să-i coptăm, încercăm să... Nu putem spune că sunt slavă Domnului și astăzi, dar să fie așa cineva care să nu într-o dată să spună semne de întrebare, să pună la îndoială, fără să comenteze, fără să... Tânărul acesta e un om foarte, foarte credincios. Dar totuși, în preocuparea lui știa ceva, l-ascultase pe Domnul Hristos, văzuse inclusiv... ce se întâmplase, întâmplarea de dinainte cu copilașii, și a alergat, că Domnul Iisus tocmai era pe picior de plecare, s-a îngenunchiat, a făcut un gest de umilință, s-a plecat înaintea Domnului și a spus, ce să fac ca să fac mântuire? Și spune, ce bine să fac! În mintea lui tot credea că ființa umană, el ca om, pe lângă cele nu știu câte porunci pe care și reguli pe care le respecta, îi lipsea poate una, ca să-l ducă la viața veșnică. Vedeți dumneavoastră, Domnul Hristos când îi răspunde, îi spune, îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă. Eu din răspunsul acesta, eu nu înțeleg faptul că ca să fie mântuit, trebuia să vândă tot ce avea, să-și lase tot ce avea și să renunțe la tot. Pentru mântuire, noi știm că cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem prin har mântuiți și nu prin lege. Și acest har este din darul din partea lui Dumnezeu. Da? Pentru a fi mântuiți nu e nevoie să facem absolut nimic, nu este o componentă umană, nu e ceva pe care cineva dintre noi se poate lăuda că a dobândit-o, că a făcut-o. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vei citi în Efeseni, capitolul 2, 8 și 9, spune așa, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci dacă mântuirea vine prin har și este darul lui Dumnezeu, și exact așteptarea pe care omul acesta a avut-o este absolut total greșită. Și încă o dată Domnul Hristos confirmă că mântuirea pe care noi o avem astăzi și ceea ce El a pregătit pentru noi este exact darul lui Dumnezeu. Dar totuși, și asta și spune,
vei avea o răsplată în cer. Iar când vorbim de răsplată, știți că nu suntem mântuiți că suntem buni și suntem răsplătiți. Clar, mântuirea nu este o răsplată. Suntem răsplătiți pentru slujirea noastră. Avem fiecare, există judecata în care fiecare dintre noi avea parte de o răsplată. Și asta e pentru altceva, pentru ceea ce facem după mântuire, dar mântuirea este punctul zero. Și Dumnezeu îi răspunde, Domnul Hristos îi răspunde, vei avea o răsplată în cer dacă îți vei vinde și vei da la sărași, nu îi spune că vei fi mântuit. Ceea ce vrea să scoate în evidență și explică foarte clar este că omul acesta este pus în fața unui test. Din punct de vedere al legii, din punct de vedere a tot ce înseamnă partea lui omenească și a făcut-o. Dar mai avea un singur lucru și anume acela de a se deconecta de ceea ce avea, de ceea ce avea ca posesiuni, ca avere, ca bani, ca pentru că fiind tânăr, fiind ocupat, acum să știți, profilul omului bogat, să știți că nu este un profil foarte, foarte ușor de dus. Să nu credeți că oamenii bogați au o viață ușoară și că se plictisesc și n-au ce face, dimpotrivă, spune că unii oameni mai puțin bogați sau poate chiar săraci duc o viață mai bună sau poate spun mai liniștită, ia somnul mai ușor, se trezesc mai odihniți decât cei bogați. Pentru că de obicei un om bogat, în momentul în care are și intră în cursa aceasta a iubirii de bani, să știți că ajunge să fie condus de dorința aceasta de a face și tot mai face. De a pune banii în circulație, de a cumpăra, de a vinde, de a înmulți. Nu că e rea treaba aceasta, dar vreau să spun că la un moment dat lucrurile te duc dincolo de limita aceasta a normalului. Ajungi să fii condus, să fii posedat, să nu mai ai stare, să nu mai ai liniște. Iar tânărul acesta, într-adevăr, spune aici, problema lui, să știți că nu este faptul că avea bani. Faptul că avea avuții nu era un păcat pentru ceea ce era, ci era pentru faptul că nu se putea dezlipi. Acum noi știm că Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat o casă, ne-a dat un serviciu, avem mai multe lucruri pe care le deținem, mai mult sau mai puțin. Nu ne putem plânge. Dar vreau să spun că, indiferent de sumele pe care le avem, indiferent de numere de camere pe care le avem acasă, sau știu eu, absolut toate dependențele acestea pot pune stăpânire pe noi și dacă ai $1,000,000 în cont și dacă ai $1,000,000 în cont. Faptul acesta că omul se poate lega de avuția aceasta, de dorința de a avea control. Și de ce? Pentru că un mare om de știință, Maslow, spunea, există o piramidă, poate ați auzit, în care există niște necesități umane, iar la baza acestei piramide există nevoia aceasta de hrană, de a fi sigur că ai ce mânca, de adăpost. Apoi vine de aceasta de a fi în siguranță, următorul nivel, după ce ai ce mânca și a fi în adăpost. Urmează nevoia de siguranță, să fii pe picioarele tale, să ai unde sta, să unde poți dormi, să ai casa ta poate. Apoi vine nevoia aceea profesională, de a fi cineva, de a fi recunoscut, poate, de a te afirma, de a crește, de a face parte dintr-un grup. Astea sunt absolut chestii absolut care țin de ființa noastră umană. Și în momentul în care tu le ai pe toate acestea și ajungi la nivelul acesta în care ai de toate, singurul lucru pe care îl mai ai este să vezi ce se poate face cu tine și cum să crești mai departe în sfera aceasta spirituală. Iar omul acesta asta își dorește. Ceea ce își dorește nu este un lucru rău. Dar ceea ce se întâmplă este că atunci când este pus în fața testului acesta în care să-și demonstreze lipsa de apartenență de ceea ce este material, pică testul. Nu aruncăm cu noroi în acest tânăr, un tânăr educat, învățat, un om de vază, un om care își caută veșnicia, care stă în preajma omului care îi poate salva viața,
pune întrebarea corectă, se adresează persoanei corecte, primește răspunsul care trebuie, dar decizia este greșită. Ceea ce vreau să scot în evidență este următorul lucru, dragilor. Suntem în perioada aceasta vieții în care trecem prin tot felul de încercări și provocări pe care le avem. Fiecare dintre noi, dacă vom sta de vorbă unii cu alții, veți vedea că aveți și avem. În anul acesta va fi cu totul deosebit și veți vedea. De aceea și ne rugăm pentru țara aceasta, pentru România, pentru Europa. Ați văzut ce se întâmplă. Suntem conștienți că trebuie să stăm cât mai aproape de Dumnezeu. Pe de altă parte și celor are grijă ca să ne țină ocupați, de a ne tot timpul da de lucru, de a ne împiedica. Și dacă vorbim despre și vorbim despre partea aceasta a inimii noastre care aparține lui Dumnezeu și ne dorim să aparținem lui Dumnezeu în continuare și lupta celui rău pentru a ne rupe de Dumnezeu și a ne alipi inima de orice altceva, este poate cea mai mare provocare pe care o avem. Marea tema acestei pilde nu este avuția, ci este lipirea inimii de avuție. Nu este poate dorința cuiva de a face mai mult decât are, ci este dorința omului de a fi el în control. În momentul în care cineva deține și are, să spunem, un buget, poate să-și asigure ziua de azi, ziua de mâine, poate și pe mai mult, o perioadă mai lungă. Dar în momentul când noi ne rugăm și spunem, Doamne, dă-ne astăzi pâinea noastră, cea de toate zile, da? Dă-ne nouă astăzi. Și să știți că în istoria bisericii au fost perioade și la început în care spuneau că au fost oameni. Dacă vă veți uita în fapte, veți vedea că au fost apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului și un mare har era peste toți, că nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare le vindeau, duceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolului, apoi se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Da? Și totul, acest lucru se întâmpla la început. Cu siguranță era nevoie de lucrul acesta la începutele bisericii și sunt oameni care mai fac și astăzi lucrul acesta. Dar o fac în vederea slujirii, în vederea răsplătirii, nu în vederea mântuirii. Ceea ce vreau să spun și ceea ce vede Domnul Iisus, totuși de ce Domnul Iisus îi cere să facă lucrul acesta? Pentru același motiv pe care îi spune și lui Matei, vino. Din același motiv. Matei era un om sărac? Nu era un om sărac. Era vame și avea destul de mulți bani. Pentru că Dumnezeu când a văzut pe tânărul acesta, a văzut potențialul în el. A văzut că dacă renunță la apartenența a lui, inima aceasta care era legată de materialul din jurul lui, de banii, de avuția, de planurile, în mâna lui Dumnezeu ar fi putut ajunge și el poate unul dintre cei care vesteau Evanghelia. Nu toți au fost apostoli. Cu Domnul Iisus mergeau mulțimi, se țineau după el. Nu toți cei care s-au ținut după el, pe unde mergeau, ajuns să fie unul din cei 12 apostoli, pentru că cei 12 au fost aleși. Dar mulți dintre cei care l-au văzut pe Domnul Hristos s-au mărturisit mai târziu, s-au pocăit atunci când au văzut în ziua cinzecimii, au fost martori la coborârea Duhului Sfânt. Și mulți dintre ei au suferit, au murit. Și poate tânărul acesta, în perspectiva lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu l-a văzut, Domnul Hristos l-a văzut, ar fi putut fi unul dintre aceia care prin renunțarea la cele materiale ar fi putut contribui la răspândirea Evangheliei. Ar fi putut ajuta, ar fi putut mărturisi. De multe ori să știți că marea pedică pe care o avem în calea slujirii și ne dorim ca fiecare dintre noi să fim slujitori, suntem chemați să fim mântuiți și suntem chemați să slujim Domnului. Este exact apartenența noastră, a inimii noastre de multe, multe, multe alte lucruri, de planurile noastre, de lucrurile care ne lipsesc, de
ideile pe care le avem și încă nu le-am pus în aplicare, de gândurile noastre pe care ne dorim, de știu, fiecare dintre noi avem o listă cu lucruri care ne țin, cu acțiuni pe care mai avem de făcut. Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră ce aveți de făcut mâine sau săptămâna aceasta. Fiecare dintre noi avem o listă. Și de multe ori lista aceasta, gândurile acestea pe care le avem și vrem să le facem, sunt exact piedicile care sunt în fața lucrării lui Dumnezeu. Într-adevăr, să știți că nu toți suntem chemați să slujim de la amvon, nu toți suntem chemați să slujim cu cântarea, nu toți suntem chemați să stăm înaintea lui Dumnezeu, știu eu, așa cum sunt unii oameni dedicați. Fiecare dintre noi avem chemarea noastră, fiecare avem dorința, Dumnezeu fiecare ne-a pregătit pentru cu ceva pentru fiecare, ne-a dat de dinainte câte un dar. Dar împletirea acestea vieții pământești, care necesită muncă, trezit de dimineață, sudoare, știți ce înseamnă viața pe pământ? Automat trebuie să implice creștinul slujire în viața lui, dăruire. Și nu întotdeauna numai în generozitate. Știți că noi avem dorința aceasta și e bine că facem lucrul acesta, să-i ajutăm pe oameni, să le dăm o bucată de pâine. Și biserica aceasta știu că este foarte implicată în a da ajutoare și celor bolnavi și în general. Mă uit la lista aceea de rugăciune pe care în fiecare zi o afișați. Lista crește. Și faptul că mijlociți și că mijlocim este chemarea noastră la slujire înaintea lui Dumnezeu. Mijlocitorii, cum spunea fratele Ștefan. Dragilor, în seara aceasta stăm înaintea cuvântului Dumnezeu. Și pe lângă faptul acesta că stăm în fața unei decizii, în aceea de a face tot ce ține de noi, tot de a respecta poate toate tradițiile, că până la urmă trebuie să recunoaștem și noi, să știți. Noi suntem evanghelii, suntem baptiști penticostali. Îi vedem pe alții că au tot felul de tradiții, de obiceiuri, de lucruri care s-au moștenit de la o generație la alta, s-au mai adăugat. Facem anumite lucruri că așa le facem și că așa le ducem mai de așa am primit. Dar să știți și dumneavoastră, dacă inima noastră și chiar dacă noi am primit mântuirea în dar, dacă inima noastră este încă legată pe pământul acesta, dacă inima mea nu este liberă de tot ce înseamnă lucru material, lucru care mă ține, poate v-am spus, poate lipsa de pace, poate lipsa de bucurie, poate lipsa de credincioșie, poate lipsa de răbdare. Sunt o grămadă de lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu ne spune să le avem în noi, în omul cel nou. Și asta este roada aceea care rodește sau ar trebui să rodească atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne străpunge inima și suntem transformați prin Duhul Sfânt. Și dacă observăm lucrurile acestea și e bine să le observăm noi în oglinda cuvântului Dumnezeu, dar să luăm și aminte atunci când în jurul nostru sunt frați, surori, care poate prin cuvântul pe care ni-l spun, poate prin întrebarea pe care ne-o adresează, ne sună un clopoțel câteodată. Să nu vă supărați atunci sau să nu ne supărăm, că și eu sunt în aceeași situație, să nu ne supărăm atunci când cineva ne atrage atenția, când cineva mai sună clopoțelul sau când cineva te face atent. Știți cum am ajuns la o stare în care, și tânărul acesta spune că a plecat mâhnit, vă dați seama ce supărare pe el. Și mi se pare absolut normal ca un om, atât care a fost, să spunem, o viață întreagă educat într-un set de reguli. În momentul în care l-ai scos din tradiția lui, l-ai scos din obiceiurile lui, n-a trecut nici la stânga, nici la dreapta, și în momentul în care ai spus să facă ceva peste ceea ce inima îi permitea să facă, s-a supărat, s-a mâhnit și a plecat. Dragilor, dacă ne lipsește cumva în seara aceasta dragostea, să o cerem de la Dumnezeu și dacă
o cerem cu credință, să o păstrăm cu credință. Dacă ne lipsește pacea, să o cerem de la Dumnezeu, ne-am rugat pentru pace. Dar să știți că pacea României se face împreună cu pacea fiecăruia dintre noi. Niște oameni plini de pace sunt niște, și țara va fi plină de pace. Dacă ne lipsește bucuria, și biserica va fi plină de bucurie. Știți ce înseamnă să vină un om străin în biserică unde e bucurie? Ați experimentat vreodată? Sau vi s-a spus de să ajungi undeva în care cum ai intrat să vezi că oamenii zâmbesc, că le strălucesc fața, că oamenii luminează, că oamenii se bucură că văd pe cineva? Dacă ne lipsește lucrul acesta, să cerem de la Dumnezeu bucurie. Dacă ne lipsește răbdarea, știți că uneori nu mai avem răbdare. Ne-am obișnuit așa de mult unii cu alții. Știm ce cântăm, știm ce va urma, știm ce se va predica. Tot timpul nu mai avem răbdare să ducem mesajele, ne plictisim repede, n-ați observat că... Și ne încercăm mediul acesta al internetului și, să spunem, multitudinea aceasta de conținut ne-a transformat astfel încât nu mai avem răbdare, nici la biserică. Spunea fratele Ștefan dimineața o statistică cât de mult stăteam pe telefon. Eu sunt unul care cred că dublu decât a zis fratele Ștefan. Cât a zis 3 ore jumate, eu cred că 7 ore jumate. Dimineața a spus asta. Mai mult. Tot îmi vine să bag mâna în buzunar. Dar, deci, sunt atât de multe lucruri care ne țin inima legată. Și acum vă spun ca unul care mă pun în capul listei. Avem inima atât de multe lucruri legate și atât de lucruri. Slavă Domnului, suntem mântuiți și asta vine de la Dumnezeu și asta ni se dă în dar, ni s-a dat în dar, am acceptat-o. Dar ce facem mai departe? Pentru că n-am vrea ca fiecare, ca noi să fim piedici pentru ceilalți care poate prin noi se vor pocui sau au posibilitatea să ajungă la Dumnezeu prin atitudinea noastră, prin cuvântul nostru, prin bucuria noastră, prin răbdarea noastră. Știu că sunt lucruri foarte dificile. Fac parte din zona aceasta a credinței practice. Iar tânărul acesta, să știți, a avut condițiile cele mai bune. A avut șansa de a sta de față în față cu Domnul Hristos, să-i se spune exact ce trebuie să facă. Și ar fi avut un test simplu de trecut, dar acest test l-a picat. Mă întreb și noi, de câte ori oare Dumnezeu ne-a testat? Știți ce e mai rău? Apropo de bucurie și relația aceasta dintre ființa umană și avere, situație financiară, bani și tot așa. Cea mai mare problemă este mai rău decât să n-ai nimic, este să ai și să nu te bucuri de ce ai. Vă rog să mă credeți. Țineți minte ce v-am zis. Mai rău decât să n-ai este să ai și să nu te bucuri de ce ai. Mai rău decât să renunți și să fii poate criticat, batjocorit de cei din jurul tău că atunci când ți-ai predat viața în mâna Domnului Hristos, ai renunțat la planurile tale, ai renunțat la gândurile tale și te-ai pus în mâna lui Dumnezeu cu tot ce ai și cu tot ce ești. Să știți, este să nu ai niciun plan, să nu ai nimic față de viața aceasta. Dragilor, provocarea majoră a acestui tânăr a fost nu să renunțe la avere, că asta nu avea Dumnezeu nevoie de bani. El a hrănit, a dat, putea să aibă milioane de oameni pe care îi putea hrăni. Nu de banii lui, nu pentru săraci. Testul a fost dacă se poate dezlipi de ceea ce el avea în gândul lui, planul lui pentru viață. Mai avea ceva de bifat. Avea de multe lucruri pe care le bifase în viața aceasta. Cum ne dorim și noi. Am făcut o școală, m-am căsătorit, mai bifez, da? Mi-am mai luat o casă, mi-am făcut credit, mi-au și o mașină, mai am și câțiva copii.
Ce mai am de bifat? Mă mai duc și prin vacanțe, bifez, 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 bifez. Și la un moment dat te afli în fața unui test de genul acesta în care trebuie să confirmi. Să știți că și în slujire, pe lângă chemarea aceasta la slujire pe care o avem printre dintre noi, vine un moment în care trebuie să reconfirmi slujirea la care ai fost chemat. Ce faci? Tânărul acesta și-a făcut datoria. Conform legii lui Moise, el și-a făcut datoria. Dar mai avea ceva. Trebuia să renunțe la ceea ce îl ținea pe pământul acesta. Domnul Iisus Hristos n-are nimic cu bogații. Și să știți că au fost foarte mulți bogați și sunt și astăzi. Dar gândiți-vă doar la Avraam. Un om foarte, foarte bogat, care din ținutul lui, din Ur, la chemarea Dumnezeu a lăsat, a plecat cu tot ce avea, a avut și a plecat pe un drum necunoscut. Ce mai vreți, mamă? Acesta era exemplu, a spune, contrapartida tânărului bogat. I-a luat Dumnezeu bogățiile? Nu, dimpotrivă. I-a sporit bogățiile și în momentul în care a ales teritoriul acela mai neprietenos atunci când a împărțit cu Lot. Dragilor, la fel David a fost un om foarte bogat. Inclusiv Solomon, să știți, a fost un om foarte bogat. Căderea lui Solomon nu a fost din cauza bogăției, ci din cauza altor apucături. Dumnezeu nu are de-a face cu posesiunile, ci ne dorește ca ceea ce suntem noi. Aici nu se vede despre ceea ce avem, despre ceea ce suntem. Pilda aceasta este o provocare pentru noi să ne gândim în seara aceasta, oare sunt înaintea lui Dumnezeu dedicat cu tot ce sunt și cu tot ce am? Haideți să ne punem întrebarea aceasta. Și vreau să spunem lucrul acesta cu tărie și cu dedicare. Că dacă cumva la întrebarea aceasta răspundem cu nu și nu știm că și recunoaștem în sinea noastră, nu trebuie să ne răspundem nimănui, fiecare răspunde personal. Să ne rugăm Domnului ca inima noastră să fie dedicată și tot ceea ce suntem și tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu să fie în mâna lui Dumnezeu. Mântuirea o avem. Dumnezeu ne-a dat mântuirea. Cum ne punem în practică chemarea aceasta de a sluji, de a sta la dispoziția Dumnezeu, de a avea o răsplată în cer, asta este decizia noastră. Mă bucur că am avut cuvântul acesta, să știți. Dacă cumva n-ați trecut prin încercarea aceasta a credinței în care va trebui să vă reconfirmați dedicarea, luați-o în seara aceasta cu o cercetare din partea lui Dumnezeu. Să ne gândim fiecare dintre noi ce facem, cu ce suntem și cu ceea ce avem și cui și unde investim toată această, să spunem, ființa noastră pe care Dumnezeu o ține în viață. Cine se folosește de noi? Sunt multe lucruri care strigă, sunt multe locuri care ne cheamă. Cel rău vrea să ne deturneze și să trăim vremurile acestea în care cu siguranță veți găsi o grămadă de alte preocupări și alte locuri unde care să vă petreceți timpul, să vă cheltuiți banii și mai mult să vă pierdeți, să spunem, vremea. Suntem în casa lui Dumnezeu și să stăm împreună cu frații, cu surorile și să știți că dacă inima noastră nu este dedicată, dacă nu ne vom deslipi inima de tot ce este pământesc și dacă nu ne vom conforma planul inițial, să lucrăm, să ne facem treaba, să fim activi, dar totuși sub călăuzirea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru mântuirea celorlalți, prin cuvântul nostru, prin efortul nostru, prin sudoarea frunții noastre, să ajute Dumnezeu și noi să fim părtași la lucrarea aceasta. Aceasta este și rugăciunea mea, aceasta este și rugăciunea pentru dumneavoastră, pentru biserică. Altfel să știți că oricât de multe evenimente am face, oricât de multe
invitați, oricât de mulți predicatori, oricâte cântări, și slavă Domnului că le faceți. Mă bucur. Sunteți poate printre puținele coruri care mai sunt în București. Și asta e o slujire. Printre puținele fanfare care mai există. Și asta e o slujire. Și multe lucruri pe care le faceți. Asta înseamnă că suntem în mâna lui Dumnezeu. Să ne punem inima, să renunțăm la tot ce este lipicios, să zic așa, de orice alte lucruri care nu ne duc viața. Și Dumnezeu va răsplăti. Dumnezeu să ne binecuvânteze și ne rugăm ca împreună să ne revedem și să lucrăm împreună spre lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.